Vorea Teldrum, de ce nu a existat dosar penal și de ce există dosar penal cu plumb și cu șaideh în 2017? Pentru că s-a schimbat sistemul, sau încearcă să se schimbe sistemul. Hai, dar la ce vă referiți? Nu, nu, nu. Altcineva era atunci la conducerea statului care a creat acest sistem, care timp de 10 ani a creat acest sistem și probabil că vor mai trebui încă 5 până să fie distrus. Dar la cine vă referiți? În totalitate? La fostul președinte al României. Deci Traian Băsescu a fost cel care... Cel care a condus întreaga țară și sub oplăduirea căruia s-au desfășurat aceste lucruri. Nu, dânsul a fost șeful statului. Șeful statului știe absolut ce se întâmplă în lumea asta. Păi mai mult, că vezi ce e pusă de el acolo. Păi atunci, fără comentarii. Păi, intrăm la fără comentarii. Adică, nu, stați un pic. În regimul Băsescu, situația dramatică cu lacul și insula din Teleorman nu era un subiect de DNA. Deci nu era. Iar în regimul Iohannis e subiect de DNA? Da. De ce? Tu mai spuneam. Prin faptele nu sunt aceleași? Nu, nu sunt. Datele nu sunt aceleași. Pentru că sistemul, așa zis sistem, se luptă cu restul care vor să distrugă sistemul. Asta este povestea. Deci totul este foarte clar. Domnul există Fader, un comentați? Sistem da, atunci... și există o altă grupare care vor să distrugă acest sistem. Consider că atunci, acum 3-4 ani, când subiectul era pe val, s-a considerat că nu prezintă importanță, nu era la putere domnul Dragnea. S-a pus la domnul Sertar, Dragnea era ministru dezvoltării atunci. Nu era președintele partidului. Nu era președintele partidului. S-a pus la Sertar. Nu era în fruntea op, știi cum s-ar spune. Foarte tare. S-a considerat, atenție, s-a considerat că nu e cazul să se pornească acest iureș al unui dosar anchilozat, pentru că, poate că erau mulți oameni care aveau interes acolo. Domnul Hader, vă iubește și vă respectă foarte multă lume care se uită la B1 acum. Cum putem să le spunem oamenilor că dosarele se fac pe preferințe? Se bagă la Sertar? Dar ce, ceva nou? Știți cum este domnul Tudor Barbu? Mai zilele trecute mi-a zis cineva la o emisiune, ce stai liniștit că, cred că domnul Abraham, cred că și tu ai dosar acolo. Adică și cum fiecărui român este alocat un dosar. Mă îndoiesc să am vreun dosar, nici n-am teamă de acest lucru, dar de multe ori în popor lucrurile astea sunt spuse cu voce tare. Domnul Hader, să știți că cineva a spus că n-aveți încă dosarul... Ca președinte de... aveți. Cineva a spus că n-aveți încă dosar? Dosar? Dar pentru ce să-ți facă dosar? Vă spun, asta mă studiezi, teoria comiternistă că nu există cetățean fără dosar, există doar cetățeni de care încă nu ne-am apucat, e valabilă, domnul Hader, credeți-mă. Eu zic, domnule Barbu, că dacă ești un om curat, n-au ce să-ți facă. Dar revin cu o idee pe care n-am apucat să o exprim. Vă rog. Într-o perioadă în care toate lucrurile s-au degradat, cred că organismele cele mai importante ale statului, SIE, SRI și altele din această zona a domeniilor strategice ar fi trebuit să lucreze altfel, după părerea mea. Adică? Păi SRI-ul ziceți dumneavoastră și spune toată lumea că a făcut sistem. Firarel de sistem, că numai de sistem n-aveam nevoie. SIE și alte organe ar fi trebuit să ne spună că n-ar vrea să suflăm prea mult în ceafa și în prietenia română-ucraineană, că s-a ales praful de ea, precum vedem. Adică lucrurile astea ar fi trebuit să fie de la început cunoscute de oameni ăștia. Un necivil, la ce ne folosește un militar, nu-i dau numele că nu m-a abilitat să spun pe post, un militar care iubește țara și care are informații bine puse. La punct mi-a spus așa, Tudore, vectorul de amenințare cel mai important nu este Ungaria, Tudore. Este la nord și este Ucraina. Poftinți. Și noi și eu mă uitam la militarul ăla și spuneam, băi prietene, tu te auzi ce spui? Păi Ucraina pe care noi o ajutăm. Da. Tudore, încă o dată. Ne-am pus rău și chiar foarte rău cu Rusia. Atenție. Din cauza lor. Este domnul general. Din cauza lor. Ne-am pus, am zis că și ce fac, au scos limba română din școli. Poftiți. Ar trebui să nu uităm că încă din 1990, din anii 90, să nu uităm incidentul Rostov cu nava de pe Dunăre, să nu uităm întregul scandal cu canalul Musura. Corect. Să nu uităm faptul că pentru a trece în Ucraina, de la noi stai jumătate de oră, să zicem, și la ei, când intri acolo stai două ore. Să nu uităm povestea pe care a făcut-o Constantinescu când a semnat documente prin care a cedat teritorii. A cedat de către domnul Severin. Deci ei sunt cei doi. Unul ministru de externe și unul președinte. Acum facem așa 10 secunde, deviem de la subiect. Cum și-a permis Emil Constantinescu să pună stiloul pe un document prin care a cedat teritorii românești fără niciun fel de apăsare? Deci problema este cu totul alta. Trebuie să înțelegem. Că dacă nu înțelegem asta, degeaba. Să oprim această pomană care o facem permanent cu Ucraina de ani și ani de zile. Ia mistrui jandarmii, ia apărăm din punct de vedere de informatic. Deși nu e, nu suntem cu ei NATO, nu suntem. Ne știu 100 de lucruri care sunt la noi, pe care noi nu știm nimic de la ei, pentru că ei sunt foarte secretoși.
problema în care orice a fost, au cerut, noi am ajutat. Pe plan internațional. Acum șeful statului, numai puțin, ar trebui să iasă, v-am spus, odată, să fie chemat de către ministrul de externe, ambasadorul, să vadă poziția oficială a ministerului de externe. Da. După care, dacă nu este rechemat ambasadorul nostru de acolo, da, instruiri și după care toate planurile, proiectele pe care le are Republica Ucraina în Europa, da, să fie lovite, domnule, de către noi. Dar înainte să facă asta, domnul președinte Iohannis, nu ar trebui să-l cheme pe Tudose la Parlament, premier al României, la Cotroceni, să întrebe, băi Nea Mihăiță, băi premierule, ce este, mă, Ministerul Justiției la tine? Pentru că eu nu mai cred că românii se mai pot duce într-o instanță cu încredere că justiția merge. Tudorel Toader îi vrea capul. Tudose, mă, Tudose premierul, trebuie chemat la Cotroceni de către președinte, no, și întrebat, de ce a ajuns Lazar, de ce a ajuns Tudorel Toader, de ce a ajuns ministrul, șeful parchetelor, tot sistemul este muci făcut din punct de vedere al imaginii, praf, și este într-o bătălie pe viață și pe moarte cu cei care conduc România. Una. Este simplu. Cât de simplu e, că orice român o știe. Dacă îl cheamă pe premier, premierul se interesează la ministrul justiției, că pe ăsta îl are sub ordine, și poate o să-i spune, știi, și domnul președinte are niște dosare. Dacă se duce la ministerul justiției, și acolo să spună, știi că și dânsul la noi cu niște dosare și cu niște probleme și cineva de acolo care... Deci mă înțelegeți, când adică ești vulnerabil... E legal la Stâlp și Iohannis? Nu, când ești vulnerabil, nu poți să faci gălăgie. Deci domnul Iohannis este și el, are vulnerabilitățile. Are vulnerabilități. Și încă ceva. Nu are niște consilieri care să-i permită să ia hotărâri care să fie foarte rapide și eficiente și care să fie oportune. Adică nu peste 3 săptămâni au eu o poziție că m-am întâlnit pe gol cu președintele Poroșencu, domnul... și i-am spus, băi, eu știi ceva, nu ești Bolton Ploi. Ești serios și nu mai vin la tine în octombrie. Domnul Hader, puteți să-mi dați două nume de decidenți în care dumneavoastră președintele Hader și profesor universitar Hader la Politehnica din București aveți încredere ca decidenți politici? Dați-mi și mie două nume. Este foarte greu. Nici în zona justiției nu găsesc oameni în care nu să ne am serios, încredere. Atenție, că nu mă gândesc, știu, evident. În lumea politicii nu am pe cine, pe cuvânt, toți. Domnul general. E precum ați întrebat ce-a făcut bine domnul Trump. Problema care nu contează zona, două nume vreau de la Emil Străinu, decidenți, că sunt în justiție, no, că sunt în politică, la executiv, imposibil, la Cotroceni. Bă, doi oameni în care eu, Emil Străinu, am încredere în țara asta și sunt oameni decidenți la ei acasă, în domeniul oameni politici, evident. Nu, deci nu, pentru că e o chestie cu două tăișuri, la această întrebare îmi permis să nu răspund. Foarte tare. Dar nu, dar e și greu să găsești, să știți. Vedeți? Doi oameni de marcă în țară, atenție, dacă întrebăm pe cei de acasă, domnul Hader, ce să ne răspundă oamenii, dacă văd la televizor un general respectabil că spune, domne, băi Tudore, la întrebarea asta dăm voie să nu-ți răspund, vede un lider de sindicat care stă secunde bune în liniște și se gândește, păi dacă ne gândim la doi și noi avem nevoie de 2000 la parlament, la guvern, secretar de stat în teritoriu, la justiție, parchete, DNA. Dacă noi nu avem în emisiunea asta două nume pe care toți trei să le rostim, bă, o vezi pe aia, da, îl vezi pe ăla, bă, oameni de încredere. Domnule Tudor Barbu, e un moment crucial în momentul ăsta, din punctul meu de vedere. Cei care conduc astăzi felurite organismele statului Vorbeam de oameni serioși, Alexandre, nu vorbeam de Cioloș. Da. N-am cum să întreb de Cioloș. Vorbeam de oameni serioși. Care conduc instituțiile statului, fie că sunt din justiție, din guvern, din parlament, nu vor să lase puterea. În justiție avem ceva de necrezut. CSM-ul este împărțit și el. Curtea Constituțională a României, deși eu am propus mereu să fie altfel pusă acolo, instalată în forță, în poziție, nu prin nominalizări de către președinte, de către prim-ministru și așa mai departe. Iarăși este scindată, 4-3 sau 5-2, tot timpul se votează. Deci, practic, decizie politică în justiție, domne. Da, nominalizare. Păi Curtea Constituțională este un element politic, da, care activează asta, în plan vedeți, juridic. Vedeți? Pe domnul Traian Băsescu l-a salvat Curtea Constituțională. N-a zis Aspazia, eu după mine, doamna Aspazia Cojocaru, când auzeam fraza asta de la un mare om al justiției române, parcă mă cutremurau numai expresia în sine, mă durea. Eu după mine. Trebuie să iau 2-3 minute de publicitate, domnule președinte. Astea au fost vremurile. Dar atenție, vom ajunge cât de curând la sfârșitul tragediei. Vreau să vă întreb ceva înainte de publicitate, domnule general, ca să-i trezim și mai mult interesul telespectatorului B1 TV. România, acum, este ținta sau este teritoriul de desfășurare a unui război neconvențional? Este. Revenim după publicitate
cu detalii despre acest răspuns care pe mine nu m-a surprins deloc. Nici n-am vrut să mimesc că m-a surprins, deși întrebarea n-am agreat-o sau n-am convenit-o cu domnul Străinu înainte de emisiune. Da, ne-am întors, oameni buni, în transmisie directă. Vă reamintesc, subiectul emisiunii de azi este Euromaidanul care a zguduit Ucraina în urmă cu 3 ani și ceva, 4 ani. Euromaidan de la care a pornit o revoltă, o răscoală populară cu morți și răniți și care în final, în finalul finalului s-a terminat cu anexarea peninsulei Crimea de către trupele ruse și apoi o intervenție în zona Donbass, care a fracturat în două Republica Ucraina. Euromaidanul României, oameni buni, pe care eu, Tudor Barbu, consider că îl trăim și nu vrem să-l recunoaștem, nu este în stradă. La ucrainieni a început în stradă, a luat foc Kievul, au luat foc centrele universitare mari și orașele mari cu euromaidane în fiecare oraș și apoi oamenii revoltați au intrat în instituțiile statului de drept ucrainian pe care le-au ocupat, că era primărie, că era centrala sindicală, că s-au dus peste parlamentari, că s-au dus peste guvernanți. A ieșit un iureș național, un război civil în toată regula. La noi războiul civil, din punctul meu de vedere, și ăsta este subiectul pe care îl discut și cu domnul general Străinu și cu domnul președinte Hader, și bineînțeles cu cei de acasă când deschidem telefoanele, este că Euromaidanul este în instituțiile, în toate instituțiile statului, toate, absolut toate, este război pe viață și pe moarte. Deviza lor este așa, ori noi, ori ei. Să moară în chinuri poporul, nu ne interesează, că să scumpesc gazele, nu, curentul electric, nu ne interesează, să scumpește gazul natural la mâncărică, bolnavi nu vor mai avea medicamente mai ieftine pentru că se scumpește, totul se scumpește, nu ne interesează pe nimeni. Nu se ocupă azi, acum când vorbim noi, nimeni de locuri de muncă, de investiții, nimeni, doamna de la investiții în dosar penal și se gândește dacă își dă demisia sau nu pe numele ei Rovana Plumb, ea e cu fondurile europene, da? Deci țara este într-un haos perfect. Și domnul Hader îmi spune că s-a dus și a discutat cu consilierii lui Iohannis și i-a sfătuit să-i spună președintelui, domnul președinte Iohannis, Constituția vă cere mediator. Țara, din punctul meu de vedere, este în flăcări. Principalele trei forțe ale statului, legiuitoare, guvernantă și judecătorească, sunt în incendiu, domnul Iohannis. Arde țara, uitați-vă și dumneavoastră la televizor. Până acum cei că e contrafăcută de ăia, care interes Voiculescu, care interes nu știu cine, că bagă în ele realitatea, că dă pe nu știu ce B1, că zice Digi... Domnul președinte, uitați-vă la care vreți dintre ele. Mă rog, o să aveți cel puțin trei românii, dar uitați-vă la televizor, luați informarea pe care vă pun serviciile pe masă, pe birou în fiecare zi lângă ceașca de cafea aia, și uitați-vă în ce hal e țara. Uitați-vă în ce hal se duce în cap tot ce înseamnă venit la buget. Uitați-vă că nu mai e nimeni preocupat. Ăia de la NAF stau ca pisica în gheare să vadă dacă șeful lor mai e în pârnaie sau nu mai e în pârnaie, dacă a doua zi mai e liber. Asta e România. Azi ești ministru, mâine ești în dubă. Azi ești parlamentar, mâine ești la televizor în cătușe. Azi ești profesor universitar, mâine te târnuie toată presa. Azi ești inspectoare cu botox și cu silicoane și a dat aia demisia. Bine, cum a ajuns aia inspectoare? Asta e țara, domnul Iohannis. Știu, s-ar putea să am eu prea mari pretenții. Euromaidanul României, cum citeam pe ecran, sub privirile unei opoziții... Aoleo, opoziția parlamentară. PNL și cu ăia lui Nicușor Dan, că nu știu cine e președinte la ei. Mi-e prea greu să înțeleg, este un maghiar ceva, un nu știu. Aia e opoziția României? Mamă, mâncă-i gura ei. Sub privirile unei opoziții de carton și cu aceleași bube în cap ca și puterea, toate instituțiile sunt pe Euromaidanul de la București. Parlament, guvern, parchete, DNA... Curtea Constituțională, Consiliul Suprem al Magistraturii, adică toate cele trei puteri ale statului sunt pârjolite, sunt flăcări. Doamne ferește de nemernicii care, pentru ei și pentru cercurile lor de interese, vor dori să ducă acest Euromaidan, această bătălie dintre stat și stat, să o ducă în stradă. Pentru că în secunda aia, ferească Dumnezeu, ce a fost la ucrainieni este pistol cu apă. Am greșit, domnilor invitați. N-ai greșit cu nimic, doar mai trebuia să adaugi atât. Că există informații că se așteaptă venirea studenților în centrele universitare, după care se va ieși și în stradă. Nu cred. De fapt, ba da. De fapt, această toamnă va fi o toamnă a mișcărilor de stradă, pentru că sunt motive, multe pături ale populației României și vor fi și stimulate. Ne vom întâlni la această masă și îmi veți spune dacă am avut dreptate. Veniți din mediul universitar, domnul Hader. Am avut dreptate. E posibil, să știți, tinerii întotdeauna
dacă sunt sfătuiți, povățuiți, de ce nu atrași către anumite comportamente, o fac uneori și fără să-și dea seama de ceea ce fac. Știți bine că astăzi, prin intermediul acestor mijloace moderne de comunicare, oricând se pot aduna, unii vin doar așa, că de le arde lor să iasă în stradă, alții au motive, alții aparțin chiar partidelor politice. Eu zic că e momentul să nu gândim chiar că putem ajunge într-o stare de acest tip apocaliptic. Nu trebuie pentru să gândim că se pare, să fie planul de măsuri. Nu, nu exagerăm, măsură, dar trebuie să vedem ce exact să găsim și soluții. Și primul pe care care trebuie să iasă, asta este, de aia e președinte, este domnul președinte Iohannis. Am înțeles că în seara aceasta vrea să facă niște declarații și să ne spună, ba da, domnul Barbu, să ne spună cu 20 ceva de și în legătură cu justiția, înainte cu, 20 cu problemele de secunde, legate domnule, de... profesor, de a intra în pauza publicitară și telespectatorii ca și mine n-am uitat, l-am întrebat pe Emil Străinu dacă România este teritoriul de desfășurare a unui război neconvențional și cu fermitate a răspuns da. Există două variante, oameni buni. Ori Emil Străinu nu are proprietatea vorbelor, și eu îl cunosc de foarte mulți ani și rare ori a vorbit gura fără domnia sa. Ori Emil Străinu trage un semnal de alarmă pentru că în toate cărțile pe care le-a scris și le-a publicat arată că este unul dintre puțini experți onești în ceea ce înseamnă războaie asimetrice, neconvenționale, ca să nu mai zic de cele meteorologice și așa mai departe. Dar nu mai degrabă e un haos, domnul Barbu. Cum? E un haos, un Maidan, nici măcar e Euro. E un Maidan. De multe ori războaiele neconvenționale par haos. Dar e adevărat, se manifestă așa, exact. Adică nu, exact, dar războiul în adevăratul sens al cuvântului e altceva, știe mai bine decât noi tot, domnul Gerard. Războiul, să știți că nu mai este catalogul și cu armamentul. La ce v-ați referit când a spus că România e teritoriul imediat și voi argumenta. Dacă să înțeleagă telespectatorul, trebuie să spun trei fraze. În gândirea militară universală, că așa este, ea făcută de mii de ani, există anumite categorii de operațiuni militare care au anumite, să le spunem, caracteristici specifice. Un anumit tip de armament, un anumit tip de ducere acțiunilor de luptă, un anumit tip de personal, nu întotdeauna folosim militari, ci folosim civili, specialiști, experți și așa mai departe, un anumit mod de declanșare, de oprire, faptul că este sau nu este declarat. Toate acestea au luat denumirea de războaie. Deși nu e un război mare, cum a fost al doilea război mondial, fie războiul prim, războiul de 30 de ani, războiul de 100 de ani. În această categorie, ca să înțeleagă lumea, intră niște operațiuni de felul următor care poartă numele de războaie. Și intru exact la fraza care mi-ai spus-o. Deci război electronic, război informatic, care se face o calculatoare, sau război cibernetic, război informațional, război imagologic, război genetic, război meteorologic, război geoclimatic, război geofizic, și putem duce războiul codurilor și așa mai departe. Putem duce aceasta sunt vreo 20 de tipuri de război, ca să înțelegem. România, după 1990, a fost poligon de experimentare a unor astfel de acțiuni militare, cu excepția acelor hibride sau holotropice. Să spun ce înseamnă acest lucru. Acțiunile militare hibride sau holotropice implică desfășurarea de operațiuni în timp de pace cu forțe militare care sunt camuflate, folosind acțiuni de luptă. Deci așa ceva nu avem. Doamne ferește, să nu avem niciodată, să fie liniște. Doar o singură, doar 10 secunde, nu vă pierdeți ideea. Până recunoașterea identității atacatorului. Continuați ideea, doar să le spunem celor de acasă că în dreapta ecranului sunt imagini din iarna 2013, Kiev, Euromaidanul, care a zguduit din temelii istoria Ucrainei. În stânga, iarna lui 2017, în fața guvernului, în Piața Victoriei, imagini de pe blocurile de vis-a-vis de guvern. Repet, orice asemănare nu este căutată, nu am studiat să alegem cadrele, pe mine doar m-a surprins maniera în care, imagistic vorbind, cele două momente seamănă ca două picături de apă. Diferența pentru cei de acasă este că Euromaidanul din dreapta, adică revolta, răscoala, plătită cu sânge și cu vieți omenești de către ucrainieni, a urcat în instituțiile statului la Kiev, le-a ocupat și a degenerat într-o revoluție sângeroasă, care în final a dus la fracturarea Ucrainei și la anexarea Crimeei. Imaginile din stânga au fost doar un episod, pentru că Euromaidan, în accepțiunea mea, este în interiorul clădirii acelei aluminate, care este guvernul României, în interiorul Parlamentului și în interiorul principalelor instituții din puterea judecătorească. Consiliul Suprem, DNA,
Curtea Constituțională și parchetul de pe lângă Înalta Curte. Acolo este un război pe viață și pe moarte și am scris și mi-asum fiecare silabă și în fața CNA-ului și în fața celor de acasă. Ăștia au jefuit împreună ani de zile România, o gașcă de rechini, cum bine spunea domnul profesor Hader, niște rechini nenorociți care acum se sfâșie într-o baltă de sânge numită poporul român. Nu exagerez o silabă, nu-i interesează, poporul poate să moară în chinuri. Da? Războiul total, Euromaidanul, la noi nu e în stradă ca la Kiev, nu e ca în dreapta. La noi este în instituții. Și ferească Dumnezeu și măicuța Domnului ca nemernicii ăștia să se gândească fie și pentru o zi să scoată Maidanul lor, Euromaidanul de la București, în stradă. V-am întrebat, continuați, elementele pentru care ați susținut că România este teritoriu sub război neconvențional. Neconvențional. Caracteristica principală a acestor tip de operațiuni sau de războaie, despre care voi vorbi imediat, este aceea că ele se desfășoară în secret, nedeclarat, deci nu declar, am de mâine un război meteorologic cu tine, sau un război informațional, sau un război cibernetic. Și de cele mai multe ori, fără a fi identificată sursa. Deci nu-l declari în secret și nu se identifică sursa. România este ținta a ceea ce înseamnă unui război informatic sau ciberrăzboi, războiul cibernetic. Am văzut, au fost atacate instituții ale statului, inclusiv cele din zona apărării naționale, siguranței și ordinii publice. Deci este un tip de agresiune. Cine are interes să pună România sub agresiune, domnule general? Nu, interesul este al unui război informatic adevărat, neutralizarea adversarului. Dar nu a fost acesta, pentru că vreau să vă spun că pentru o țară dezvoltată, un război informatic sau ciberrăzboi, dacă începe la ora 3, la ora 3 și un sfert, acea țară este în evul mediu. Deci la noi avem de-a face numai cu niște agresiuni, cu niște atacuri. Și de fapt noi nu suntem atât de informatizați și să avem rețele în toată țara, încât să putem, iată, este un moment care ne-a, cum să spun, o stare de fapt care ne ajută. În bătălia asta absolut fără precedent, pe care bine ați recunoscut-o, domnule profesor, bine ați făcut că ați recunoscut-o și noi asta, spuneți-mi ce vă sperie cel mai tare. Dar fiți sincer, uitați-vă în cameră și fiți sincer, ce vă sperie cel mai tare? Mă sperie faptul că ar putea să mai dureze ceva timp starea aceasta. Nu mă gândesc niciodată că România ar putea să ajungă într-o situație groasnică de gen război, pentru că nu-mi doresc. Poftim? Pentru că nu-mi doresc și nu pot să mă gândesc la ceva ce nu-mi doresc. Credeți că își dorește un român să în afară de nenorocite și atâta vreme, pe care atâta, nu-i interesează soarta nu-mi României? Nu-mi doresc o agravare a stării, asta vreau să spun. Și ne gândim că pot ajunge, că s-ar putea ajunge acolo, caut să găsesc soluții, să-i determin pe oameni să colaboreze, să discute. A ajuns România să fie refuzată de Ungaria pentru că s-a închis un liceu pe motive de justiție. Iată că s-a găsit o soluție zilele trecute, domnul Barba a fost personal la OECD în Franța, unde un român de acolo mi-a zis, cred că de 3 ani de când lucrez aici. Am vorbit la telefon. Exact, au fost 6 români aici pentru a face lobby României, pentru a participa la conferință. Se pare că ungurii au revenit la sentimente mai bune. Au revenit pentru că s-a putut găsi o soluție de discuție între oamenii politici de la noi și oamenii politici de la ei. Cum acționau împotriva României? Deci vreau să ne oprească drumul spre OECD. Da, Dar noi de ce să nu oprim drumul Ucrainei spre alte organisme internaționale? Pentru integrarea nu e, pentru Doamne, ce bine ați făcut, domnule general. Eu aștept, bravo. Eu aștept un punct de vedere, că e de la Cotroceni, că e de la Dragnea, că e de la Tăricianu, care să spune exact ce a zis Emil Străinu, Ucrainei. Bă, prietene, ți-ai permis sute de școli românești să le închizi. Păi mă, mâncați-aș gura, tu nu mai ai, mă, prietene, sprijinul meu în Europa. Eu aștept de la, ori de la Iohannis, ori de la cineva îndriduit în numele nostru ca român să ia poziția asta. În al doilea rând, în tratatul semnat de domnul președinte Constantin, vreau să-i mulțumesc că la punctul 3 spune că atât România cât și Ucraina este obligată pentru tot etnicii reciproci din fiecare țară să asigure învățământ. Asta e tratatul bilateral. Iar noi le asigurăm la toți, mai mult decât atât, în vizita. Știți ce apreciez? Că domnii care sunt colegii domnului Hader, ăștia diriguitori învățământului românesc, n-au pus problema închiderii școlilor din România în limba ucrainiană. Vreau să-i mulțumesc public profesorului Mircea Coșa, care mi-a dat un mesaj. Vă felicită și vă apreciază foarte tare. Mulțumim, profesorul domnule. Coșa. Venim imediat după publicitate, 2-3 minute, o să-l sunăm și pe domnul profesor Coșa să intre și domnia sa, domnul, alături de noi în direct, pentru că și sub aspect economic România este absolut puțin spus în război. Absolut. Punctul de vedere economic o să-l avem de la cineva care știe mai bine ca noi, după publicitate, Mircea Coșa.